Deci închei aici la Detroit prima parte a vizitei în Statele Unite, începută ieri după amiază. Ieri seara am avut o primă întâlnire informală cu mai mulți oameni de afaceri de aici, din Michigan și din Detroit, inclusiv primarul Detroitului care a participat, mai mulți reprezentanți ai guvernatorului statului Michigan, cu care am discutat despre evoluția economică și politică din România, despre oportunitățile de dezvoltare. Sigur că prezența Ford în România este un element de încurajare foarte puternic pentru alți investitori de aici să vină în România. Astăzi, de dimineață, am avut o vizită la Centrul de Cercetare, Dezvoltare și Cercetare Avansate ale Ford, unde, dincolo de faptul că am văzut la ce lucrează Ford pentru perspectiva dezvoltării în sectorul automobil, am avut plăcerea să mă întâlnesc cu câteva zeci de ingineri români care lucrează aici de mai multă vreme, integrați în echipele de top de cercetare-dezvoltare. Am avut o întâlnire astăzi cu din nou cu un grup de oameni de afaceri din statul Michigan interesați să investească în România. Unii dintre ei chiar au deja investiții în România și doresc să le dezvolte. Și am stabilit împreună o misiune în România din partea lor, pe care îi vom ajuta să o organizeze pentru toamna acestui an, în ideea de a găsi noi oportunități de investiții. Deci, deja nou creata agenție de investiții din cadrul Ministerului Economiei, domnul Manuel Costescu, șeful acestei agenții, e prezent cu mine aici, începe să-și arate utilitatea. Și acum tocmai am ieșit de la întâlnirea cu președintele Ford, cu domnul Mark Field, cu care am discutat nu doar despre ceea ce Ford a făcut până acum în România, dar și despre intențiile Ford de a continua investițiile în România. Sigur, preocuparea cea mai mare este cea legată de infrastructură. Nu e Ford singura companie străină care leagă cumva perspectiva dezvoltării investițiilor de infrastructură. Însă, fără să pot să vă spun mai multe, pot să vă spun că plec de aici cu un sentiment foarte pozitiv, pentru că, dincolo de ceea ce Ford a făcut deja în România, știți că Ford a anunțat noi investiții pentru perioada imediat următoare și cred eu că există încă potențial de a dezvolta prezența Ford în România. Mulțumesc!